Salutare, băbeți, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ieșim prin oraș, prin Cluj, cu echipa MMA. Chiar sunt curios ce lucruri vom face. Bine, că știu ce vom face. Mergem la cafea, mergem să mâncăm, ci că cel mai bun burger din oraș. Ia-i mă să vedem ce o să se întâmple. Înainte să plecăm în oraș și înainte să vizionați acest clip, știți ce vă roagă fratele vostru, să apăsați butonul de like, să vă abonați care sunteți abonați, să dați cât mai multe share-uri, iar care sunteți jucători de 5v, mai ales care aveți Discord, vă aștept aici pe Discordul de la Underground România, aici vă găsiți, aici puteți să-mi trimiteți mesaje, aici vă răspund, linkul o să-l aveți în descriere. Sunt și eu cu brigada mea aici, băieți, toți luptătorii MMA din Cluj, dacă nu suntem cei mai beton. Dar, în primul rând, fiți atenți. Vreau să-mi spuneți care este cel mai adevărat outfit. Uite că el se ia de hainele mele, mă. Zi, frățiorul meu. Ia zi, uite. Vă prezint aici încă un piteștean care s-a stabilit la Cluj. Bine, noi zicem Madrid. Noi ăștia de Pitești zicem că aici e Madrid. Că e altceva, domnule. E prea frumos aici. Da. Dar... ca outfit, uite. Dar dă-ți tu mascara jos ca să ne auzim. Având în vedere și luând în considerare faptul că prietenul nostru este luptător, putem spune că outfitul lui este prezentabil pentru un sportiv. Da. Uite, are patron și a zis că sunt pijamale. Da, aici cu pijamalele afară de casă. Asta nu prea-mi place, că pare de la SH, așa, nu știu ce. Zici că e Victor Pițurcă, vezi? Bă, asta e și așa și pe dincolo? Dacă vă bat, după aia vă spărați pe mine. Nu e vorba de păsare. Nu dăm un bătrâi. Nu, dar un pic comparați-ne așa, vreau să spuneți în comentarii. Stai să mă dezbrăc și eu așa, nu? Ia. Tu ai Adidas care eu fac alegeri. Păi da, mă, frățiorul meu, dar pune prețurile la haine, nu că ce faci tu cu ei. Păi da, eu alerg cu Adidas ăștia. 4,5 milioane. Și tu îi porți de buni. Ei de mormântare. Nu sunt de mormântare. Deci pe negru. Păi nu vezi, bă, că sunt în training îmbrăcatul cu la mea ca să fug. Mă, vin, mănânc și fug, nu mai trebuie. Nu, mă, tu ești bine, frate, mie-mi place. Bă, uite, sincer, mai puțin asta. Nu știu ce caută japița asta cu astelalte. De aici, din spate, de la Zara, am dat 7 milioane pe ea, mâncați-i și de la Zara. N-am știu, frate. Și sunt gangster rap din ăla, așa, da? Știi? Ca să se lege cu așa, uite că e cu șapcă așa. Ai înțeles? Păi și eu, frate, zi, mă, tu și uite la băiat, 7 milioane bluză, 5 milioane pantaloni, Adidas și nu știu, dacă sunt drept sau nu. 400. Deci 20 de milioane, mai mult sau mai puțin. Tu cât reprezinti, frățiorul? Ia zi. Nu știu, dar n-am mai dat așa, zi. Dar de ce nu zici la lume că tu le primești degeaba? Training-ul ăsta l-am primit cam... Sunt căpătat. Dai și asta, e vreo 5 grade. Da, statutul tău de astăzi, cum ești îmbrăcat, nu-ți permite să te iei de noi, frate. Ce? Eu mă rog de tine că stai cu asta de cine mări cu frate. Da, asta face tot farmecul, frate. Deci nu zic, tot farmecul. Deci eu fără asta nu l-am bluza. Păi, dar n-aveai cum să o iei, că trebuie să reprezinti ceva și el reprezintă vagabonțeala, frățiorul meu, vagabonțeala, ai înțeles? Idei de cocar, mie nu-mi place. Așa, asta-mi place, îți place, nu? Deci, chiar vreau să ne dați note în comentarii, deci fii atent. Dați notă lui Barbu, dați notă lui... Costel. Cum? Costel. Costel, acum încolo să-l mai vedem pe Costel, că e Caterinca. Da. Da. Așa. Ca sigur. Mai vii pe la noi, pe la vloguri? Mai, nu bag. Da? Dar să-mi dai și un like acolo și un comentariu, un like și un comentariu dacă vă place de Costel. Da, nu, da, un procent să fie bine la toată lumea. Ce procent? Nu cați, că e 5 lei clipul ăsta. Ce procent? Îmi dai jurul 2. Nu, mai frate. 2 lei. Nu. Vrea și el procent. Nu mai vreau nimic. A, luat cu de-astea de Pitești, mă, frate. Ce mai mare? E din război, ha. Asta, stai. Nu mai vine aici cu famă, venind acolo, cum e foame de burger. Am ajuns aici la o burgerie, băieți, dați-mi și mie un foc. Stam la o poveste, uite, de-abia l-am cunoscut pe Costel, băieți. Costel de cheamă? Costel de la Îmi place Pitești. De el, îmi place de el, auzi, de la Pitești, de-al nostru. Avem foarte mulți piteșteni care ne urmăresc. Da? Jur. Dacă nu te superi, poți să-mi spui ce caută un băiat de culoare ca tine în Cluj? Bă, frate, ce să zic, am observat că în Cluj aici sunt mai mulți unguri decât țigani. Da? Am zis că trebuie să echilibrăm cumva numărul ăsta, înțelegi? Da. Practic aș vrea să-i dominăm. Da. Înțelegi? Da, mă, dar noi suntem minoritari aici. Gen, noi dacă avem probleme până ne vin piteștenii, nu știu, ne împachetează. Nu e problemă, frățiorul meu. Da? Nu, nu.
Că avem și noi aici neamuri și alea, sunt țigani și aici. Da? Da. Cum? Ai vrut de pe aici? Pe dăștia. Da, care uite trebuie. Mă că a venit cu uite. Leu, na, vezi ce vorbeam, vino cu aici, mă. Ia vino cu aici, mă. Lăsă-mă. Dacă tu l-ai chemat, dă și un leu de aici. Păi normal că nu chem degeaba. Vino cu ăla, mă. Hai, vino cu a, frate. Vino cu a, frățiorul, mă, că uite, m-am luat cu românești aici, ce fac? Aici. Hă? Aici. Hai, mă, vină un coa, vină mai un coa. Salută camera, frate. Vină un coa. Hai, noroc! Așa, frate. Stai, mă, să-ți dau. Nu mai, a venit primul, la revedere. Să-ți ajută Dumnezeu! 1000 de euro! Cine e Forța România? Zic că salută toți fanii lui Cosmin Elser. Țiganii sunt Forța România. Țiganii! Așa, acum pot să plec. Bravo. Să-i faci și lui ăla parte. Dă-i mă și lui cinci. Păi faci și lui partea, mă. Așa, frate. Așa. Deci ați văzut, da? Deci de cât deci am deschis văzut? Vorba de țigani și au apărut. Au apărut imediat. Că noi așa suntem. Așa suntem. Dar am văzut că vă ajutați între da, voi, adică. Da. Nu, nu ne dăm. Dacă era românii de dei? Nu. Dar nici nu-l mai chemam. Dar nici nu-l mai chemam. Ați văzut, mă, băieți? Deci nu suntem rasiști. Niciun caz. Nu, frate, țiganii de la țigani, românii la români. Dar vină mă și tu să... Și așa mai departe, na. Nu are lucru... A. Ai înțeles? La direct 1000 de euro. 1000 de euro, că i-ai dat 15 lei. De ce nu i-ai dat 1000? Pentru el păi contează foarte mult 10 lei. De ce contează el? Valoarea e mai mare decât reprezintă 10 lei pentru noi. Adică? E o valoare mai mare așa. Dezvoltă. Sentimentală. Sentimentală, exact. Ca a primit de la țigan, exact, da. Păi și dacă îi dădeam... Iar banii ea nu îi cheltuie. Dacă îi dădeam decât eu? Îi ține acolo, îi știi, bă, pe ăștia i-am de la Costel, de la Pitești. Ah, ai înțeles? Haide, mă, uite, l-avem pe fratele Barba aici, ne prezintă la ce... El m-a adus, tu m-ai adus aici, la burgeria asta. Ha, prezintă-mi, ce facem aici? Hai că tu m-ai adus. Eu te-am adus aici? Da. Bun. Bun. El este colegul meu la... Colegul noi? Da. Da. Vreau să zicem cu spate, dar unde cum se numește burgeria asta, poate? Că sunt câțiva din Cluj, să vină să mănânce. Dopamin Experiment. Dopamin Experiment. Băi, ești nebun? Da. Aș. Deci chiar recomand cu încredere burgerul ăla dublu cir la 560 de grame. Care? Uitați-vă dublu aici cheese. Lista de prețuri, băieți. Dublu cheese la 560. Puneți voi pauză și vă uitați la prețuri. Aveți aici și sosuri și meniurile și tot. Deci dublu cheese ăla e criminal. Bun, și acum hai să vedem un pic aici ce fac băieții. Uite, ne-am strâns mai mult de la sală, să-i facem o vânzare mai serioasă. Aici toată lumea bună de la sală. Așa. Aici, hai să-l ajutăm. Ia vedeți mai aici, băieți. Le facem poftă la ăștia. Mamă, cum e acolo, băi, ești nebun. Hai să dăm așa. Băi, mamă. Hai. V-am rupt copiii. Care e adresa de aici? Alexandru Vaida Voievod numărul 51. Alexandru Vaida Voievod numărul 5? 51. Numărul 51. Vis-a-vis de Sega de facultate. Deci pe Waze vis-a-vis de Sega de facultate Alexandru Vaida Voievod numărul 51. Numărul 51, băieți, puneți pe Waze, pe Google Maps, pe ce vreți voi. Și aici băgați un burger ca la carte, frate. Da, fratele meu. Așa. Bum. Așa, mă, iau ce ureche, zici că ești albină. Mai, mi-a dat și pe asta mai urâtă. Da, e mai urâtă. Acolo băieții noștri. Ia vedeți mai aici burger. Ia, dacă stai acolo, da. Mahă! Și acum să vedeți cum o să mă fac eu la porc. Băi, la Pitești n-avem așa ceva. N-avem. Sau poate, avem. Nu există. Când s-o ridicat de pe aia, așa, mă? Am că îl tai și eu. Vezi că dacă deschidem o șmecherie, de asta facem treaba. Zici? Să deschidem și un ștod ăsta? Mamă, cum tai ăsta, cade telefonul, bă! Ești nebun. Vrei să-ți deschizi? Wow! Eu cred că muști direct așa, de nu mai muști așa, așa merge. Ce ne mai trebuie nouă tehnologie modernă? Uitați-vă cât ai burgerul, băieți. Mamă! Ăla era din Cimișoara. Dați o notă acestui burger în comentarii, băieți. Eu cum muși din ăsta am mâncat? Cu gura, de obicei. Bravo, Floris! Haide. De ce mănânci? E prea top, mă, burgerul ăsta. Da, mă. Uite-te în istorie, frate. Hai să-mi pot să-l vreau. Nu?
Tu ce zici istoria? Că ungurii se trag din Mongolia. Da? Da. Sunt mongolești. Da. E forță. The best in town. Bă, ne-a zis Melinda că tu ești mic, bă, auzi că ungurii se trag din Mongolia. Ce? N-are ce să mă contrazică. Îți fii nouă gâlci. Mă rog, al treilea val de migratori. N-are cine să mă contrazică pe treaba asta, așa e. Și eu venit a treia tură, parcă. Mamă. Dă o notă burgerului. Pe lutră. Nu contează. Hai, tot temă politic așa acolo. Mamă. Ah. Am vrut să zic că mai sunt cartofi acolo, dar nu știu dacă... Ia, Horică! Mama! E forță! Băieți, care sunt pe la Cluj? Ce mai tare că o să aud? Ce este mai tare că mai pot, că mi-e foame? Mama, bunicii... Cum e obie, că te-ai bucătat? Dar așa am fost crescut, să-i urăsc. Ce mă, să urăști ungurii? Da, frate. Bă, să știi că la Pitești mai ales nu prea că sunt și de Muntenia. Da. Bă, ești nebun. Știi că noi muntenii nu prea... Dar știi că... Bine, eu personal n-am nimic. Ai filmează mai aici pe jumătate, așa. Păi dar arată-le, ești nebun. Ce zine să te mai filmeze, că toți sunt rupți de foame. Ia uitați-mă pe aici, mă, păi te-aia pe jumătate. Vedem ca acolo. Să vedeți ce e în el. Au. Ce trebuie. Păi, tri, vă vedeți. Da ce mă? Bă, dă-te în sânge încolo. Cum o să nu mai poți? Băi, dar că mai vrea unul, nu știu, vărgăros să se mură. Bă, nici de mai, nu mai putem, nu-l aruncăm. Nu. No. No. După aia îl rostogolim de barbă. Ne bate în joc de corp, a? Cam ăsta a fost clipul, băieți. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și să dați un share. Ia zi-mă, like, subscribe și share acolo, băieți. Vă pupăm, o seară bună, numai bine. Și tu, în ultimele cuvinte? Ce să zic? Ce să zici? Uite, el mereu e timid, așa e. Tu nu prea chef de camera. Bă, frate, bă, ne mai pus ăștia pe camera, frate. Păi da, ce vrei? Câte like-uri vrei să facem la clipul ăsta? Ce mă, fără 20.000 nu lucrăm. 20.000? Păi da. N-am avut în viața mea 20.000. Dar poate cine știe, apăsați butonul de like, poate facem 20.000, băieți. Vă pupăm. Și știi de ce o să faci 20.000? De ce? Pentru că știu un like. Hai, că... Hai să vedem, oricum. Să lăsați în comentarii dacă vă place de el. Ca să-l mai chemăm. Ca să-l mai chemăm, da? Îl aduci și la Costel, sală. Îl aduci și la sală. Da, pe oricum sunt, se vede de aici că sunt ciocanar. Dar mai îmi trebuie o leacă de antrenament. Ha, de bricheta, ca să nu-ți iau. Vă pupăm.